Deci acele, după calculele mele, erau undeva 2400 de tone în 24 de ore, care le aruncați în, direct în râul Nistru, la vreo 30 de metri de cetatea Soroca, și le doriți poftă bună la toți până la Odessa. 2500 de tone de rohat, să mă iertați, în toată ziua, în Nistru. Asta de acum. Eu când am avut intențiile de a hotărâ problema asta, dar fiind în Parlament, dar am fost pus la punct și mi s-a spus că господину Рикену неправильно понимает эти вопросы. Это же не тяжелые металлы, это биологические отходы.